În anii 70, Nicolae Ceaușescu a cerut savanților o alternativă mai ieftină la metrou. Revenit în țară în anul 1969, celebrul inventator Henri Coandă înființează Institutul de Creație Științifică și Tehnică INCREST, acolo unde printre zecile de invenții punea bazele unui mijloc de transport revoluționar, un tren electric capabil să circule atât printr-un tub special cât și la înălțime, pe un sistem de stâlpi speciali. Henri Coandă a vorbit despre ideea sa la TVR în anul 1970. Mă întreb dacă n-am putea să considerăm gândirea românească așa fel încât ceilalți să vie să ne ajute în mod financiar, cumpărând ideile noastre, iar nu noi să plătim la alții transformării ideilor românești. De la idee, de la schițele pe hârtie, proiectul trenului electric al lui Coandă avea să devină realitate numai câțiva ani. În anul 1974, pe Valea Teleagenului, aproape de comuna Măneciu, a fost construită o conductă de 300 de metri pentru trenul tubular. Experimentele secrete se realizau într-o pădure departe de ochii curioși. Au fost realizate primele transporturi de mărfuri la 2000 din Baia Mare și Caraorman. Ulterior, pentru a testa transportul persoanelor, echipa de ingineri a construit o conductă de 1600 de metri. Se poate ca personal, oamenii să nu le placă să fie într-un tub multă vreme, dar sub altă formă ei stau la metrou la Paris, câte 40 de minute sub pământ. Cum experimentele se desfășuraseră cu succes, Henri Coandă proiectase traseul unui tren de călători care trebuia să circule prin conducte pe ruta București-Ploiești. Distanța de 60 de kilometri dintre cele două orașe urma să fie parcursă într-un timp record. La transportul de persoane s-a gândit la un București-Ploiești în 6-8 minute, iar drumul de la București la Constanța să fie parcurs în 30 de minute, spune inginerul Sorin Dinea. Conductele respective pot fi poziționate suprateran, subteran, nu afectează terenul agricol, nu are nevoie de terenuri care să fie scoase, cumpărate, expropriate. Nu e o problemă de a asigura confortul în trenul respectiv, plus că vitezele sunt foarte mari, stabilitatea în tuburile astea este mult mai mare decât pe două șine. Coandă visa ca trenul său să poată atinge viteze de 500 de km la oră. Era un joc de presiune și depresiune, explica savantul, care susținea că transportul prin tub ar trebui să fie făcut pe pernă de aer. Dincolo de transportul de călători, marele savant dorea ca invenția sa să fie aplicată și la transportul de mărfuri între portul Constanța și combinatul siderurgic de la Galați. Cât ar dura, să spunem, transportul unui container prin acest sistem tubular pe o distanță cunoscută de toată lumea, București-Ploiești? Cam vreo 7-8 minute. Din păcate, Henri Coandă n-a mai ajuns să-și ducă planul la capăt, stingându-se din viață în 1972. Munca sa avea să fie preluată de un grup de ingineri din care făcea parte și Dan Ionescu. Acesta a rememorat într-un interviu acordat celor de la TVR în anul 2013 că și lui Ceaușescu i-a plăcut foarte mult ideea unui tren electric foarte rapid. Se gândea la un transport de acest gen care să lege stațiunile de pe litoral mai puțin ca varianta pentru metrou, unde prima lui reacție a fost că i-ar fi fost teamă să urce într-un astfel de vehicul. În anii 80, inginerii români au studiat posibilitatea de a construi trenul de viteză inventat de Coandă între Mangalia și Constanța. Pe traseu ar fi existat și o stație din sticlă în mijlocul mării, unde pasagerii puteau admira fauna marină. I-a plăcut foarte mult ideea cu transportul între stațiunile de pe litoral, mai puțin ca variantă pentru metrou. Pe fondul crizei economice din anii 80, proiectul avea să fie însă abandonat, pentru că Ceaușescu își pusese ambiția și alocase toate resursele pentru construcția metroului bucureștean. După finalizarea metroului, Ceaușescu avea de gând să treacă la trenul electric al lui Coandă. Schimbarea regimului în 1989 avea să șteargă toate planurile privind construcția trenului electric. De atunci nimic nu s-a schimbat, cu toate că soluția tehnică este încă de actualitate. România are un brevet de invenție, toate documentele sunt încă în arhive. Toate calculele pe care le-au făcut specialiștii la vremea respectivă, împreună cu Coandă, arătau că nu era nicio problemă de a atinge cele 500 de kilometri. Tot ce a făcut el a fost la obiect, a fost simplu și
și a fost foarte nou. Avem nevoie însă de autorități dispuse să-și asume astfel de proiecte, să dezvolte invențiile lui Coandă, care stau de zeci de ani în sertare și care pot aduce un beneficiu real României. Trenul electric al lui Coandă este o invenție care astăzi ne-ar fi poziționat înaintea chinezilor sau americanilor, care experimentează și astfel de soluții. Nu demult, Statele Unite au anunțat că vor să construiască un tren de mare viteză care va funcționa după principiul gândit de Coandă. Built as the fastest way to cross the surface of the Earth, Hyperloop represents the greatest leap in transport infrastructure for generations. With passengers sitting in pods that travel at airline speed through pressurized tubes, using electric propulsion and magnetic levitation, the concept promises to slash journey times between major cities from several hours to a matter of minutes. Trenul este proiectat să circule într-un sistem tubular cu viteze de până la 6500 de km pe oră și va face legătura între orașele New York și Los Angeles. Distanța dintre cele două metropole de 4000 de km va putea fi parcursă în mai puțin de 45 de minute. Încă o dată ni se confirmă faptul că România nu a dus lipsă de creiere, de inventivitate și de oameni vizionari, însă aceștia au fost prea puțin sau deloc apreciați, uitați de negura timpului.